datele nu ne pot confirma ca început. Chiar dacă luăm în discuție acele acțiuni de infiltrare destul de curioase și ele, care au apărut furnizate datele, se pare, de Institutul pentru Studiul Războiului de la Londra. Lovirea obiectivelor militare de la Sevastopol nu înseamnă nici de cum un element al contraofensivei, ci lovirea în continuare a infrastructurii rusești din zona de sud, nu? Alimentează zona de sud, Hersonul și Zaporojie, cu tot ceea ce înseamnă necesarul de forțe și echipamente militare, muniții, și Belgorodul, care alimentează zona de est, Donbasul.